Am revenit, prieteni, mulțumesc că ați rămas aproape. Vă reamintesc că stăm de vorbă cu poetul Filimon Neag de la Câmpuri Surduc, județul Hunedoara, o localitate mică lângă Ilia. V-am prezentat în prima parte cele trei volume de poezii scrise de dumnealui. Un volum apărut în 2005 care se intitulează... În 2016. Un volum care se intitulează Nici o unghie în Egipt. Apoi al doilea volum intitulat Vremuri grele, vi le-am și arătat. Și al treilea volum apărut anul acesta, proaspăt scos de la tipar Încotro Biserică. Dumneavoastră ne îmbogățiți astăzi cu poeziile dumneavoastră, dar și cu mărturiile din viața de credință. A spus că aveți 64 de ani, ați crescut în biserică și toată viața ați trăit cu Dumnezeu, să spunem așa. Pe lângă poezii, ne îmbogățiți și cu mărturii din viața dumneavoastră. Ați fost credincios lui Dumnezeu și încă sunteți, dar și Dumnezeu a fost credincios. V-a fost credincios. Da. Haideți să ne mai spuneți o poveste de viață. Sunt multe și chiar îmi face plăcere să-mi amintesc de ele. De exemplu, când am mers în armată în 74-75, am făcut stadiu militar la Buzău, la unitatea militară 016-54, și acolo ni s-a pus în vedere, în prima zi eram trei frați de la Deva, ne-au împărțit în trei companii diferite ca să nu fim la oaltă și ne-au spus: nu cumva să duceți material religios în unitate. Aici nu aduceți material religios. Și până la urmă, fără Biblie, cum poți să trăiești ca și creștin? Eu totuși am adus. Mi-a dus cineva și citeam seara de la colegi, crezând că fac un lucru bun și l-am făcut bun. Dar pentru comuniști era, nu era bun. Da. Și la un moment dat, un fruntaș de la cancelare, care lucra la cancelare, care era copil de ofițer, mi-a spus: Neag, vezi că ești urmărit. Dar grijă să nu spui nimic, că îi vai de mie dacă spui că eu ți-am spus. Grijă că ești urmărit, deja era târziu. Și într-o seară la ora 6, când se merge la masă, pe mine m-a chemat la contrainformații, ceistul, era și un securist din oraș și a început să îmi pună întrebări, că eu am dus o Biblie și că unde-i Biblia și că... Așa mare nenorocire era să duci o Biblie. Era, dar să vedeți cum s-a întâmplat, că știau de Biblie și ca să mă prindă cu Biblia, ne-au trimis într-o dupămasă la front de noapte, la instrucție de noapte, și apoi după o oră ne-au chemat înapoi. Când ne-au chemat înapoi, valizele la un regiment de vreo 90 de militari cât eram acolo, toate erau pe trei linii înșirate. Una lângă alta, pe trei linii. Da. Fiecare trebuia să prezinte la valiza lui, să stea în loc de pauz. Când venea securitatea cu ofițerul, dădea raportul, fiecare, soldatul cu tare, soldatul cu tare. Și când au ajuns la mine, am raportat: sunt soldatul Neag. Tu ești soldatul Neag, ia valiza. Deci pe ceilalți nu i-o pus să iei valiza. Pe mine m-o pus să iau valiza, m-o dus în cancelarie, o deschis valiza, ce deasupra era o fotografie și scria: iată, te-am săpat în palmele mele. Și zic: ce caut asta la tine? Păi zic că am primit-o, mi-o luat-o, nu mi-o mai dat-o. A răscolit valiza. Fotografie cu ce era? Era cu o mână, cu o mână. A. Care reprezenta pe Domnul că ne-o săpat în palmele lui. Și erau rănile cuielor. Și da. Și mi-a luat fotografia și apoi o căutat toate, amănunțit să caute Biblia, erau siguri pe situație, știți? Dar minunea mare a fost că de câteva zile un coleg mi-a cerut Biblia să citească și era la stația de amplificare el. Deși dacă ar fi căutat în toată unitatea, n-ar fi găsit-o. Valiza lui era acolo cu Biblia. A, nu a dus-o acolo la stația? Nu la stație, era în valiză și el era la stația de amplificare și în momentul când a venit de la servici, atât a avut timp, a luat Biblia, mi-a dat-o mie, am băgat-o în valiză și o vin locotenent la el ca să-l controleze. Am rămas extraordinar de am zis: Dumnezeu mare ești! Deci Dumnezeu a păzit Biblia, că e a lui. Da. Și a păzit-o în mod miraculos. Deci secunde, acolo au fost secunde, nu minute multe. Când a apărut, l-a controlat. Și Biblia ajunsese la mine în valiză.
Și cum v-au controlat înainte, n-au mai controlat a doua și oară. N-am mai controlat a doua oară. Dar în momentul când am intrat în dormitor, după ce au controlat toate valizele, tot dormitorul, saltelele, erau toate întoarse pe dos. Tot dormitorul, cât era de mare, tot întors pe dos, că Biblia trebuia să fie acolo. Și a fost acolo, dar Dumnezeu a păzit-o. Slavă Domnului! Dar de unde au știut ei de Biblie? Colegii, când m-au dus la contrainformații, securistul zice, zice, lasă vadă. Și mi-au arătat declarațiile colegilor. Mi le-au dat să le citesc. Mai mulți colegi au... Mai mulți colegi au dat declarații, eu l-au la întrebări. Da. Și fiindu-le frică, o răspund. Și unul că o citit așa, o citit așa... Nu cunoșteau Biblia și vorbeau prostii în declarații, că nu erau în temă cu cuvântul lui Dumnezeu. Și acum trebuia să o scot din unitate, nu mai puteam să o țin. Și am dat-o la fruntașul ăsta că lucra la cancelarie, zic, domnul Igna, zic, te rog frumos, du-o la familia Cutare în oraș, la familia Codreanu, în Buzău, că zic, nu mai pot, că zic, mă prind cu ea și e rău, nu mai pot să o țin. Și o luat-o, omul lor, o dus în oraș și când m-au chemat să dau declarație, să spun unde e Biblia. Unde e Biblia? Ce ai avut o Biblie? Și eu am zis, zic, poate știți și noastră, că s-a făcut un control. Am făcut eu mai pe prost. Da, da. Și zice, da, dar unde e? Că ai avut Biblia. Că uite aici ce spun declarațiile. Ai avut? Unde e Biblia? Și zic, am trimis-o, zic, la, în oraș. Trebuia să spun. Și pe cine ați trimis-o? Și... nu mai rețin cum am mărturisit atunci, da. Dar am spus că am trimis onorat la familia Cutare, securitatea a mers acolo, tocmai fratele respectiv era plecat la București la o reciclare de la servici și era numai soția acasă. Și o merg la ea, zice, au venit doi soldați aici. Ce, nu a venit niciun soldat aici? Ce să caute soldați aici? Nu, nu a venit și v-a dat o Biblie. Și sora auzit, zice, dumneavoastră veniți să vă bate joc de mine, că știți că e plecat bărbatul. Ce să caute militare la mine? Știți? Și s-a încheiat, dar m-a dus la judecată. Deci n-am scăpat așa. Da. Acolo a fost cercetarea. Și m-a luat căpitanul și m-a urcat la comandament. Era comandant, era Chitic, îl chema. Un om foarte așa cu suflet și un om cult. Deci cu judecată. Și șeful de stat major, unul Zaharia, era un om de vreo 150 de chile. Când bătea pasul de zivilare, se dă raportul la comandat dimineața, platoul se scutura, atât era de puternic. El nu a zis nimic cât am stat acolo, nu m-a s-a uitat așa la mine. Ceilalți ofițeri tot mi-au pus întrebări, și, dar necunoscând Biblia ei, nu prea știau cum să întrebe. Da. Tot eronat întrebau. La urmă, comandantul a zis, tovarăș Oneag, soldat Oneag, având în vedere că e prima abatere, m-am gândit să nu-ți dau nicio pedeapsă. Deci putea să îmi dea zile multe de arest, dar să nu se mai întâmple. Bam spunea, tot erau informați, când am fost în deplasare la București, în aplicație, 3 luni de zile, pe Ghencea, acolo mergeam la adunare, la Biserica lui Fraile Trandafir Șandru, da, pe vremea respectivă. Am auzit de Trandafir Șandru. Și zice, de multe ori mergeai, zice, la adunare în București, fără bile de voie. Știau tot. Dar cum reușați să ieșiți? Păi pregăteam parada militară pentru 23 august și eu lucram pe un cilindru compresor, da, acolo la paradă. A, și nu mai erați atât de strict. Și nu eram, că eram în corturi cazați și eram în unitatea respectivă, 012-30, eram cazați noi de la 016-54. Da. Și nici pentru aia, chiar dacă au știut că au supravegheat tot, probabil și adunările erau toate supravegheate. Da, erau supravegheate și problema a fost una mai gravă, căci eu împleteam sticle cu cablu din ala subțire de telefoane. Știu. Și făceam lucruri de artizanat foarte frumoase. Și unul de la contrainformații, un colonel, mi-a dat să-i fac și lui. Și pentru că mi-a dat să-i fac, mi-a oferit un bilet de voie în oraș dimineața, ceea ce nu se întâmplă, numai după masa ne dădea voie. Da. Și eu cu un frate am mers la adunare. Am mers la creștini după Evanghelie, dar erau împărțiți în două, de la 9 la 11 și la 11 la 1. Da. Botezați și nebotezați. Noi am mers cu cei botezați. Când ne-au văzut că mergem, cei care au reușit,
ne-o dat telefon și-o venit împuternicitul la biserică. Și-o întreba pe conducătorul de adunare, nu erau penticostali în Buzău atunci, de unde-s penticostali ăștia? Dați seama, deci, de unde-s penticostali ăștia? Ce? Nimeni n-a spus că-s penticostali. Da. Și mi-a luat carnetul, m-a verificat și a doua zi m-a chemat locotenentul. Păi da, aveați bile de voie. Aveam bile de voie. Zice, ce ai căutat în haina militară în la adunare? Ai pătat unitatea. Ai de bine. Dați seama. Și pentru asta ați fost sancționat? Nici pentru asta n-am fost sancționat, că Dumnezeu așa mi-a purtat de asta grijă. Asta am vrut să vă întreb, știind că ați fost la adunare și nu era permis și v-ați dus, a spus că și fără bile de voie de câteva ori. La București fără bile de voie. Da. Și n-ați fost nici acolo sancționat? N-am fost, că acolo eram în deplasare, în aplicație și n-am fost pentru că acolo nu era evidența așa strictă ca la Buzău. Păi și totuși știau că ați fost. Ar fi putut Or primit informații. Deci informațiile ori venit odată cu noi, cu compania la Buzău. Da. Și aici cum ați scăpat de data asta? Aici, până la urmă, toate la oaltă, n-am făcut nicio zi de arest. Dar la 10 luni am venit odată, 10 zile în concediu acasă, dar în voire în oraș niciodată n-am mai primit. Cât ați făcut armata? Un an și 4 luni. Și numai după 10 luni ați venit acasă? Numai după 10 luni, a fost greu. Și de aici înainte deloc? Nici în oraș? Nici în oraș, nici unde. Fără Biblie, fără biserică? Fără Biblie, dar aveam un har deosebit, știți, în armată e adunare și din unul. Deci unde sunt doi sau trei, da, e o biserică. În armată, sub foișor, poate fi și unul și lângă el Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, patru și o biserică bună. Dar n-a mai fost nimeni în unitatea respectivă, cu frică de Dumnezeu? Toți despărțiți, toți despărțiți. A, deci nu-i puneam împreună. Și aveam un frate botineștean, Samuel, el a fost ciclu 2, când m-am dus, imediat ori aflat de mine că-s pocăit, căci pocăiți adevărați se descoperă repede. Cei care sunt camuflați, aia nu se descoperă. O terminat armata, alții... Și nu s-o știut că nu s-o știu că sunt pocăiți. Eu nu pot. Eu trebuie să mă divulg că sunt pocăit, pentru că nu pot să... Chiar dacă sunt consecințe. Nu contează. Nu mă tem de consecință, că am fost un om foarte curajos în viață și până orice ar trece, nu. Pentru dreptate, lupt curat. Da. Și în timpul Domnului Iisus au fost ucenici pe față, unii chiar au murit pentru credința lor, dar spune Biblia că au fost și câțiva înascuns. Înascuns, dar depinde cum. Păi, de frică nu s-au arătat pe față, nu s-au dus poate la întâlnirile apostolilor, la întâlnirile ucenicilor, sau n-au mers foarte aproape de Domnul Iisus Hristos să nu fie văzuți că stau de vorbă cu Iisus Hristos, poate au stat numai la o depărtare oarecare în mulțime, l-au ascultat de la distanță, ca să nu fie văzut și să nu aibă de suferit, că unii pot pierde anumite beneficii din cauza credinței. Poți pierde funcții, statut. Era o perioadă, uite cum era și în perioada comunistă, când erai batjocorit sau erai sancționat că mergi la biserică și că te arăți om temător de Dumnezeu. Ucenicii, ziceți, ce rentabilitate avem dacă lăsăm totul? Da. O spus toate beneficiile împreună cu prigoniri. Fugind de prigoniri, pierzi beneficiile. Nu mai strălucește cu una așa tare. Beneficiile le-ar vrea toți fără prigoană. Deci, Biblia spune că Dumnezeu, că lumea iubește ce este al ei, dar Mântuitorul Iisus Hristos spune pentru cei credincioși, voi nu mai sunteți din lume. Și când Biblia vorbește de lume, se referă la tot ceea ce este făcut și tot ceea ce este creat fără Dumnezeu. La asta se referă lumea. Orice sistem politic, orice sistem, orice lucrare care este fără Dumnezeu. Și ăștia nu-L iubesc pe Dumnezeu. Din contră, lumea, zice Iisus Hristos, iubește ce este al ei și cine este cu Dumnezeu va fi urât, va fi prigonit, va fi batjocorit. Haideți să ne mai recitați o poezie. Sunt fascinat de felul în care spuneți versuri atât de lungi din memorie. Eu am 30 de ani și nu cred că aș fi în stare să învăț o poezie atât de lungă. Dumneavoastră le-aș și compus, le țineți și minte. Unele a spus că Dumnezeu vi le-a dat, unele v-ați bătut mintea ca să le compuneți. Ce poezie ne spuneți acum? Ce mi-oferi tu mie lume? Că vorbirem despre lume. Dacă tot vorbirem despre lume... Și aș putea să spun și
ceva despre poezie. Poezie. Vă rog. S-a întâmplat într-o dimineață. Soția mea era plecată în stațiune și când mi-a sunat telefonul, m-am trezit cu câteva versuri în gând. Și versurile sunau așa, nu erau de poezie, de o cântare care n-am auzit-o în viața mea. Și m-am trezit cu ele. Vin în zdrențe de păcate, abătut de mulți stâlhari, ce înspăimântă lumea întreagă, Doamne, dă-mi în luptă har. N-am dus vasul de alabastru și nici lacrimi nu am dus. Azi mă întorc, Iisuse, Doamne, vin ca fiul cel pierdut. Mi s-au părut atâta de interesante și le-am scris repede pe hârtie și am plecat la servici. La servici, Dumnezeu mi-a mai dat încă 8 strofe și am venit acasă seara, am luat acordeonul, cântam și plângeam și nu pricepeam, Doamne, de ce numai astăzi m-am întors la pocăință, în stăruință am plâns, în călătorie am plâns, m-am rugat, am cântat, am slujit cât am putut de bine toată viața și mă vezi că numai azi mă întorc, nu pricepeam cântarea. Dumnezeu a dat o cântare pentru un om care l-a cercetat în noaptea respectivă și s-a întors la Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Aveam o soră în biserică care plângea și postea, nu știu, numai în cer aflu cât o posti și cât o plâns, dar mult, mult, pentru soțul ei. Soțul ei era aproape ateu și Dumnezeu l-a lovit cu un cancer. Și am zis, sora Tina, vreau să vin să fac o vizită la domnul Teofil. Și a zis, frate Filimon, nu veni că nu suportă pocăiță. Dar, soră, tine, ești membru la noi în biserică, nu pot să nu vin. Și m-am făcut că trec întâmplător pe la el și nu multe cuvinte am spus că știam că nu suportă pocăiții și am plecat. Noaptea m-am culcat și m-am trezit cu acele versuri. Ce s-a întâmplat? Noaptea or veni solii morții la el pe pat. Erau doi la picioare, doi la cap și unul așezat pe sobe. Dumneavoastră i-ați visat. Nu, el. El. El i-a visat. Și a început să-l tragă din pat. El fiind un om tare la cerbice, s-a întors cu fața la perete, ca să nu-i mai vadă. Da. Ei s-au dus la perete și au început să-l împingă. În momentul ăla s-a trezit și a zis, Tina, trimite la Gelu, copilul lor e administrator la numărul 1 la Deva, unde e pastor Ral Liviu. La biserica numărul 1. La biserica da. Numărul 1. Trimite după fratele Rad Liviu că eu astăzi mă botez. Nu-i vinea să creadă la sora Tina. Deci nu-i vinea să creadă. Și o venit, l-o botezat și eu cântam seara și plângeam și mă sună un frate. Frate Filimon, îți aduc o veste. Și cum vestile rele circulă, eu zic, bună sau rea? Zice, bună, astăzi s-a botezat fratele Teofil. Am zis, extraordinar, nu-mi vine să cred. Și atunci m-am bucurat, m-am și dus la o familie să spun cum Dumnezeu a lucrat, am ajuns la el, am cântat împreună cu soția cântarea care am avut-o și apoi 3 săptămâni o mai trăit, ne-o primit cu dragoste, căci era deja un copil al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să se vede schimbarea, cineva, imediat da, se vede schimbarea. Da. Prieteni, ascultăm poezia fratelui Filimon, după care vom lua din nou o scurtă pauză de publicitate și apoi ne vom întoarce pentru ultima noastră parte, cea mai scurtă parte a emisiunii. Rămâneți aproape, prieteni! Ce-mi oferi tu mie lume? Lume! M-am născut în tine, am venit plângând și gol, am crescut și acum sunt bine, dar nu vreau să-mi faci control. N-am aici stabilitate, am statut de chiriaș, nici nu-mi caut echitate, vreau în cer să fiu părtaș. Chiar de m-am născut în tine, nu mi-ai oferit nimic, nici nu-mi caut al tău bine, pentru cer m-am pregătit. Când mă uit și-ți văd fațada plină în colbul cu păcat, mă întreb care-i parada, ce mi-ai oferit curat? Alții spună ce ar spune, eu trăiesc în adevăr, nu îmi plac atale glume, stând în tine merg spre cer. Alt copil cu două vorbe, când putu să spună, mamă,
N-a trecut prea mult, din tolbe a găsit prima sudalmă. De micuț a luat țigara, alcoolul înclătinat, căci aceasta-i fumorala, de la tata a învățat. Lume, în discoteci nebune, îi purtași pe tinerei și i-ai dus cu tine în cluburi să zdrobești cei buni din ei, căci tu dai un foc de paie în desmățul cu păcat. Tu nu dai vreo sfântă cale, spui la sfânt că-i demodat. În afaceri să fur bine, nu mi-ai spus cinstit să fiu, nu mi-ai spus căci azi și mâine duci și tânăr în sicriu. Din izvoare de păcate satelit mi-ai instalat, iar acum la ușă-mi bate un biet suflet necurat. Mi-ai dat apa morții tale lume cu al tău păcat. Zile bune au fost rare, cele rele le-ai mascat. Prin nopți patimi cu păcate, până în zori tu m-ai purtat. Și acum la bătrânețe încă mă mai ții legat? Lume, tu mi-ai dat de toate, când le adun nu am nimic. Ascultai de-a tale șoapte, tu de iad nu mi-ai vorbit. Lume, ceartă prin familii, tu ai dat la toți ai tăi, dai divorțuri la cei tineri, chiar și la bătrâni oferi. La beții rămâne sânge din mașini cu accidente. Multă tinerime plânge, în păcate nu-s prudențe. Pe-ntuneric în bătaie interlopii se omoară. Lume, ești un foc de paie care arde și doboară. Lume, mi-ai furat trecutul, căci cu tine l-am pierdut. N-a fost bun nici începutul, să te judec n-am putut, să te las nu pot, mi-ești dragă, să te uit te văd prea tandră, să mă pocăiesc pe targă nu te las. O, lume largă, pentru suflet cine știe dacă a fi sau de n-a fi, morții nu cred că învie, facă Domnul ce-a voi. Când aud câte o poveste cu un rai de viitor, cu un cer și o bună veste, ce-mi va spune un călător, eu le cred pe toate basme. Lume, în tine mă încred, cu atât noi ani de știință, viitor mai bun prevăd. Lume dragă, chiar ne place, căci pe noi nu pui poveri, fiecare ce vrea face, iar apoi ne duci în cer. O grădină cu verdeață tu la toți ne-ai oferit, chiar de-am înjurat de o viață, cu un cer tu ne-ai mințit. Lasă-mă să spun o vorbă, lume rea, lume haină, eu nu vreau să-mi faci tu probă, căci din Domnul am lumină. Chiar de-i nor, cu mine-i soare, dacă-i frig se face cald, eu pe câmpul lui sunt floare, căci pe Domnul îl am drag. Lume rea și vinovată, Domnul-mi dă curat veșmânt, trăi în viața nepătată, voi ajunge în cerul sfânt. Nu aștept la bătrânețe să mă pună în sicriu și să-mi spună o poveste cu verdeață, că-i târziu. Nu-l înjur când vine greu, ci îl chem în ajutor. Eu ne vin cu bine răul, sunt un fiu ascultător. Lume, eu trăiesc sfințire, căci mi-e scârbă de păcat. Am pus firea în răstignire și mă lupt a fi curat. N-am să spun eu, dragă lume, căci nu pot să te ador. Pentru mine tu ești cruce, Domnul-mi dă curat izvor. Mă despar ca întotdeauna și rămân cu cel ce-i sfânt. Doamne,
Tu să-mi dai izbândă, strâng în mine al Tău cuvânt. Doamne, îți mulțumesc că în lume mi-ai trasat un drum curat. Eu la toți de-acum voi spune, cine vrea va fi salvat. Amin.